Am vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu și apoi să ne lăsăm călăuziți de cuvântul acesta și preț de câteva minute bune să stăm și să ne atâncim privirea în legea desăvârșită a Domnului. 1 Corinteni, capitolul 2, începând cu versetul 1, spune așa: Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă așezați. Am stat și m-am gândit care a fost primul meu contact cu Biserica Elim din Bruxelles. Și am ajuns la concluzia că mulți ani în urmă eram la Londra și Adi Bujorean a venit cu un grup coral bărbătesc. Ne-am consultat, sunt aici pe bancă, să vedem dacă e adevărat ce frate a zis, da, de atunci te știu și eu. Nu știu câți ani, poate că ei își aduc aminte, voi erați mult mai tineri. Cât? 2005, așa de mult? Eu nu mă gândeam că e atâta. Dar Adi poate că face calcule. Și așa a început cumva idila asta și de atunci sigur că s-au înodat tot felul de conexii și contacte și iată-ne din nou în casa lui Dumnezeu. După ce am petrecut un timp de calitate, zicem noi, cu cei din Luxemburg, nici prin creasta minții de altfel nu-mi trecea că seara asta voi fi la el în Bruxelles. Au fost tot felul de lucrări și de comunicări, dar nu cu mine. După ce a eșuat o venire a mea în octombrie, tot ne-am încercat cu fratele Dorin tot felul de date, tot felul, până la urmă s-au năruit toate și nu mă gândeam că anul ăsta mai ajung la el în Bruxelles, dar iată-ne în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea un cuvânt din cer. Aș vrea să vă spun că trăim cea mai nefastă perioadă din istoria modernă a creștinismului. Niciodată în istorie creștinismul nu a înregistrat acest proces de anesteziere a minții, în care oamenii sunt incapabili să discearnă spiritual. Adică lipsește discernământul spiritual. Cineva amintea, fratele Cezar amintea, cred, de Bartimeu. Am stat și am analizat povestea acestui bărbat că a primit o informație cum că Iisus din Nazaret trece pe acolo. Când Bartimeu strigă, el nu strigă Iisus din Nazaret. El vede în cel din Nazaret pe cel făgăduit, adică cel ce era parte a legământului davidic, regele. El nu se adresează celui din Nazaret, ci se adresează celui din cer. Și asta înseamnă discernământ spiritual. Pentru că traversăm această perioadă de boală spirituală. Când spun boală spirituală, mă refer la faptul că Dumnezeu se uită în istorie. De pildă, în cartea Apocalipsa, Dumnezeu ia în colemator 7 biserici. Le analizează și spune ce are de apreciat la comunitatea aceea, ce e de condamnat la poporul acela și care este soluția. Între cele 7 biserici din Asia, întâlnim comunități care aveau un diagnostic uman extrem de rezonabil. De pildă, uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 3, este biserica din Sardes. Ce gândea biserica aceasta? În primul rând, biserica aceasta avea perspectiva umană aceea că ar trăi.
Este înspăimântător ce se întâmplă. O biserică care își făcuse rost, asta era capacitatea lor de a discerne, de a analiza. Când spun lipsă de discernământ, spun incapacitatea de a estima corect realitatea. De pildă, în generația noastră, divorțul a devenit o soluție. Pe vremea părinților mei era o dramă. Oare de ce a devenit o soluție? De ce? Din pricina bolii. Suntem bolnavi. Tot trupul, zice profetul, e numai răni și vânătăi. E incapabil să estimeze din perspectivă spirituală. Noi estimăm realitatea din perspectivă culturală. E ca și cum pocăința, există pocăință belgiană. Am auzit de viței belgieni. Dar nu de pocăință. Estimăm realitatea din perspectiva culturală. Zice, asta era la bătrânii în țară, în Suceava, la voi, Adi. Dar nu, aici e alta. Pocăința ține de cel veșnic. Aleluia. Și el e același ieri, și azi, și în veci. Cultura se schimbă, imperiile se succedă, Dumnezeu rămâne același. Aleluia. Și vă rog să rețineți un aspect extrem, extrem de important. Când Dumnezeu ne adresează chemarea să mergem spre El, El zice, de pildă zice în Luca 9:23, zice Domnul, dacă vrea cineva să mă urmeze, poate decide dacă vrea sau nu, dar nu poate decide cum. Amin. Vă rog să fiți foarte atenți și vă spun acum. Deci în seara aceasta, noi aici putem decide dacă vrem sau nu vrem să fim ai Domnului, dar nu putem decide cum mergem după El. Asta a stabilit El. Aleluia. Și pentru cei din Belgia, și pentru cei din Nepos. Ați auzit de Nepos? Auzi la fratele Dorin că zice că da. Neposul, da, nu e important Neposul. Deci când vrem să mergem după Domnul, putem decide dacă da sau nu, dar nu putem decide cum. La Domnul poate veni oricine, poate veni oricând, dar nu poate veni oricum. Aleluia. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Aleluia. Nimeni nu poate schimba asta, pentru că este un concept divin. Când Dumnezeu analizează biserica, zice, biserica e a mea. Și ești biserică în condițiile lui Dumnezeu sau nu ești deloc? Și Dumnezeu se uită la biserica din Sardes și biserica gândea de pildă, sunt bogat. Dumnezeu zice, m-am uitat și eu la tine și am văzut că ești sărac. Vă vine să credeți. O zis că ea vede, Dumnezeu a zis, m-am uitat, ești orb. Cum v-ați simțit dumneavoastră în seara aceasta să ai părerea asta despre tine? Că ești bogat, că vezi, că trăiești și Dumnezeu să spună totu-i boală, totu-i moarte. Cum te-ai simțit? Aș vrea să vă ofer în seara aceasta o perspectivă biblică asupra ceea ce înseamnă o biserică sănătoasă. Aleluia. Ea nu-i baptistă sau penticostală. De altfel am așa o liniște cerească, că nu o să fie niciun penticostal și niciun baptist la poarta împărăției. Aleluia. Numai de-aia mă culc și adorm în pace. Că dacă am fi vreunul din noi, noi ne-am scoate reciproc afară. Ai milă de noi. Dar ce bine că e El maestatea sa, regele. De semeni cu El, ești al Lui. De nu, ești pierdut. Sunt oameni care mă întâlnesc, poate că să trag din zona de la noi și îmi spun, băi, tu ești al Lucreția, că așa o cheamă pe mama. Și eu ezitant îi spun, da, nasul tot e al lui mama ta. Îi port amprenta. Dar dacă s-al Domnului, n-ar trebui să-i seamănă. Amin. Dumneavoastră-i semănați? Vi s-a întâmplat vreodată să stați undeva la rând, banal, așa, nu ziceți nimic, nimănui. Stai undeva. Să apropie cineva așa mai indiscret și te întreabă, nu te supăra,
Ești pocăit? N-ai zis nimic, nu i-ai zis versete, nu te-ai rugat, nu te-au văzut cu ochii spre cer. Dar să uite la tine și ceva, ceva din cer îi în tine. Aleluia. Că atunci când Moise a stat 40 de zile pe munte, când a coborât de pe munte, știți cu ce a coborât? Cu ceva din slava Domnului, că s-o lega de el. Nu, acum seara asta eu stau eu frate Dorin, așa vreau să interpretez, că noi am venit pe munte să-i vedem slava. Aleluia. Băgați de seamă ce vă spun, că noi n-am venit la spectacol. Aleluia. Noi, că asta e o chestie despre biserica sănătoasă. Noi n-am venit aici că ne place, închinarea nu e despre plăcere. Închinarea e despre disponibilitatea mea de a muri. Ca să trăiască El în mine. În ce zice Pavel, zice, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Că eu am murit, zice. Și acum trăiește El în mine. Și e normal să fie detectat, că stai la locul de muncă, am auzit despre o mamă care și-a trimis copilul la școală și pe vremea aceea îl puteai trimite un semestru, că știa să-și spele ciorapii și lenjeria, acum nu, cum, îi scoate și dumneavoastră cu mătura de sub pat până e plin sub el, da? El n-are treabă, nu știe cu ce să mănâncă asta. Dar pe atunci știau. L-o trimis la școală și mama i-a spus, dragul lui mama, te rog să ai grijă că tu ești pocăit. Și copilul și-a luat valiza și-a plecat un semestru, 3 luni. Și când s-a întors înapoi, mama l-a întrebat, zice, dragul mami, cum a fost? Zice, mamă, stai liniștită că n-a aflat nimeni. Că tu lucrezi de 10 ani pe un șantier. Te-a așezat Dumnezeu într-o casă, într-un apartament, undeva de 10 ani, de 15 ani, nu știu de cât. N-a detectat nimeni că tu ești omul lui Dumnezeu. Nu te-a detectat nimeni. Să stăm liniștiți că nu știe nimeni nimic. De aceea e nevoie să vorbim despre o biserică sănătoasă. Care e perspectiva paulină? Cum zice apostolul Pavel că ar însemna, ce ar însemna o biserică să fie sănătoasă? În primul rând, 3 adevăruri, nu știu cât pot de telegrafic. Fratele Dorin a zis că eu am apreciat că predica să fie în relație cu îndemnul. Și dacă am zis că e 5-7, să fie 15-20-25. Dar el mi-a șoptit un pic altceva și acum mă țin de șoptirea lui, că nu mă mai cheamă altfel. Ce înseamnă biserică sănătoasă? Din perspectiva lui Pavel, o biserică sănătoasă este o biserică care este adunată de Hristos. Amin. Adică sunt cuvintele lui Pavel care zice, nu mă interesează altceva. Pe voi nu trebuie să vă adune corul, pe voi nu trebuie să vă adune un stil muzical, că tot am avut frământări despre închinarea worship, pe voi nu trebuie să vă adune un lider. Adrian, cântați cântarea aia, Hristos în jurul său ne adună, e ceva, e de cor bărbătesc. Totdeauna când cântau bărbații cântarea asta, mă cutremuram așa. Adică o biserică sănătoasă, zice Pavel, este o biserică care se adună dintr-un singur raționament, El. Nu mă interesează altceva. Biserica, vă rog să rețineți principiul acesta, biserica nu are voie să graviteze în jurul unui lider, a unui om, oricine ar fi omul acela. Biserica trebuie să graviteze în jurul celui ce este capul ei. Îndrăgostiți de El, ca să nu ne fie o povară venitul la biserică. Îndrăgostiți de El. Dacă mă iubiți, zice Domnul, atunci veți păzi poruncile mele. Și poruncile mele nu-s grele, numai dacă iubiți. Dacă nu, ele devin o povară. Sunt oameni care nu se pocăiesc, zice, bă, dar voi tot la biserică, tot citi de Biblie, rugăciunea, vă trebuie săr prelunge, cine poate? Dacă nu iubești, nu poți. Așa-i, Domnul. N-ai cum să ții ritmul. Dar când ești îndrăgostit, v-a putut opri cineva, fraților, să mergeți la actualele dumneavoastră soții? Dar mama ți-a spus, stai bă că te trăznește pe drum pe vremea asta. Și ce ai zis tu? Te-ai uitat pe cer și ai zis, dar care tunet, care fulger? De ce? Numai pentru că erai îndrăgostit. Pe canicula asta să pleci de acasă?
Am discutat cu fratele Dorin, oricare să fie secretul că toate surorile își fac evanta și o frață niciunul. E clar că unul nu-i cum trebuie. Cred că-s frață mai pocăiți, mă gândesc. Îs cu o doză de subiectivism acum, dar luați-o așa cum vreți. Îs mai reci. Dani de la noi, de asta îl înțeau, că-s mai reci. Deci o biserică sănătoasă este o biserică care este adunată de capul ei, de Hristos. Ea nu poate gravita în jurul unui sistem, în jurul unor dogme. Biserica trebuie să se rotească în jurul acelui ce este capul, adică Hristos. Ca să înțelegeți asta, cât e de periculos să nu se întâmple asta. Uitați-vă ce zice omului Dumnezeu Gamaliel într-o intervenție care o are în capitolul 5 cu 35. Am să evit neapărat citirea și parafrazând să vă povestesc textul. Este pasajul acela în care ucenicii sunt anchetați la Sanhedrin, li se poruncește să nu mai propovăduiască orice, dar nu predicați. Vom ajunge imediat la capitolul acesta, la Biserică Sănătoasă. Și după ce și-au dat seama că ucenicii nu cedează, i-au scos afară și Gamaliel a avut o intervenție. Gamaliel zice așa, aduce două personaje din istoria recentă a celor din vremea lui, pe Iuda Galileanu și pe Teuda, și zice despre ei că oamenii aceștia au ceva în comun, sau au avut ceva în comun. Au adunat oameni în jurul lor și au făcut comunități și ei erau liderii. Când noi am construit biserica, nu fac aluzie la arhitectura dumneavoastră acum, i-am spus proiectantului, aș vrea toată biserica să fie sus și am vrut să fie jos. Zice, nu invers, nu. Și unii pronaosul, că el era un frate ortodox, arhitectul. Îi aici am zis că s-a mutat Dumnezeu în noi. Noi am devenit Sfânta Sfintelor, s-a mutat în noi. Faceți abstracție, am zis, de clădire. Că biserica este o construcție în formă piramidală, dar cu vârful în jos. Adică după principiu cine vrea să fie mare, să fie mic și să-i slujească pe toți. Dacă vă stă la unul nasul în sus, slujiți-i pe foarte mulți și sunteți cel mai mare. Nu trebuie să urcați aici ca să fiți mare. Trebuie să-i slujiți pe foarte mulți. Doamne ajută. Și Gamaliel zice, uitați-vă la Iuda și Teuda. Și ca să înțelegeți, numai uitați-vă cum zice intervenția grozavă. Vă rog să înțelegeți principiul, că nu ne interesează neapărat forma. Dar uitați-vă la intervenția lui Gamaliel din 35, bărbați izraeliți, cu aluzie la Consiliul Bisericesc al vremii de atunci, luați seama ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a ivit Euda care zicea că el este ceva. Există câte un lider, în jurul lui se adună sute de oameni, are zeci de mii de vizualizări. Dacă te încume să comentezi ceva ca fiind nebiblic despre ce o zis Euda, toți comentatorii, toți urmăritorii, țar în gât. Îți vine să zici, bă, dar apere Sebal. De ce l-apărați voi? N-au nimic cu principiu. Cum ți-ai permis să spui că cu tare n-are dreptate? Asta înseamnă o adunare, asta e boala creștinismului modern. Biserici adunate în jurul unor oameni. Apoi zice că a venit Iuda Galileanu care o a tras de partea lui. Frate Dorin, toți slujitorii de aici, vă spun ceva. Luptați-vă din răsputeri să adunați oamenii în jurul lui Hristos. Amin. Oricât ar trebui să renunțați, să fiți călcați în picioare, să fiți umiliți, nu-i niciun bai, că nu îmi pică galoanele mie. Numai să te știu lângă Domnul. Hristos. Deci o biserică sănătoasă este o biserică, zice Pavel în 1 Corinteni capitolul 2, care mai întâi se adună în jurul lui Hristos. El este rațiunea pentru care se adună. Dumneavoastră, de ce ați venit? În numele Lui.
Ai avea puterea să faci o analiză sumară, așa de câteva secunde, și să vezi de ce ai venit. Mi-aduc aminte că în Ioan capitolul 6:66, sper că nu interpretează cineva imediat că e semnul fiarei cu 666. Dar așa e textul. Că mulți ucenici din momentul acela nu mai umblau cu Domnul. Și Domnul Iisus se întoarce înspre cei care au rămas. E un principiu aici foarte important pentru biserică, că Domnul nu aleargă după cei care au plecat, ci investește în ăștia care au rămas. Amin. Și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Noi, zice, n-avem la cine și n-avem la ce. Noi am rămas lângă tine pentru că am ajuns la cunoștința și credința că tu ești. Creștinismul modern, am discutat noi despre asediu creștinismului, că asta a fost tematica la Luxemburg, ăsta e un asediu asediindu-i credința. Creștinismul modern, știți ce a făcut din credință? Un dispozitiv de a face valea asta faină. Nu-i rolul credinței să facă valea asta confortabilă. Rolul credinței să facă valea asta cu putință de trecut și veșnicia confortabilă. Amin. Dar au venit tot felul de curente prin adunare și au zis, cum adică să fii bolnav dacă Iisus e Domnul tău? Cum adică să fii sărac când a Domnului pământul cu tot ce-i pe el? În toate conferințele la care particip și de tinerești și pe familie, mi se pune întrebarea asta care e cumva extra. Ce ziceți de asta? Am zis numai că trebuie să explicăm cum ăia din Evrei 11, de care lumea nu era vretnică, au pribegit în crăpăturile pământului. Aleluia. Vreți să-mi spuneți că n-aveau credință? Păi Biblia tocmai asta spune, că prin credință au făcut așa. Dar e un asediu, e o bolă a vremii noastre să faci din credință un instrument ca să-ți fie valea confortabilă. Ne-am rugat pentru bolnavi și Dumnezeu e Dumnezeu minunilor. Aleluia! Dar nu e obligat să-i vindece. De aceea unii mor, cât e unul să vindecă. Betesda înseamnă casa harului, casa îndurării. Cine erau locuitorii casei harului? O mulțime de bolnavi. Câți o vindeca Domnul în Betesda? Unu. Te poate vindeca și pe tine, dar ai avea puterea să spui totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ai avea. Aleluia. Deci o biserică sănătoasă mai întâi este biserica aceasta care este adunată de Hristos. Niciun lider nu trebuie să-și asume veleități divine, dragii mei, că biserica stă în mine. Asta e drama. De altfel, este un episod în Biblie, în Fapte 12. Irod s-a îmbrăcat odată în haina lui împărătească și a ieșit în fața poporului. Și ce-a strigat poporul? Glas de Dumnezeu, nu de om. Și ce-a zis Irod? Mai ziceți, că îmi place. Ești grozav, ești special. Și ce s-a întâmplat? Un înger a venit lângă el, l-a trăznit pe loc și a murit mâncat de vierni. Că Dumnezeu are slava Lui și nu împarte cu mine. El e Domnul. În cel mai bun caz, pe noi ca slujitori, ne lasă să o slujim biserica. Dar bagă de seamă, zice Petru, să o slujești cu lepădare de sine. Știți cum zice Niculiță Moldoveanu? Niculiță Moldoveanu zice într-o poezie, vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai bun și să doresc tot cerul ei, dar să-i iubesc așa cum sunt. Când frații mei au răni ce dor, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, că nu eu vindec, ci Hristos. Deci o biserică sănătoasă, mai întâi vă rog să rețineți modelul acesta extraordinar pe care îl expune și Apostol Pavel, este o biserică care este adunată de Hristos și Efeseni capitolul 4 zice că din el tot trupul bine închegat și strâns legat, numai din el, dacă e din vreun lider, e bai. Când se încurcă liderul, apoi e ca la Iuda și Teuda, toți sunt prăștiați.
De aceea nu sunt de acord cu sintagma, zice, eu m-am întors prin fratele. Nu, tu nu te-ai întors prin fratele. Pe fratele l-a folosit Dumnezeu să-ți aducă un cuvânt. Știți că Charles Spurgeon a fost strigat de unul din șanț, un bețiv. Zice, domnule Spurgeon sau frate Spurgeon, pe mine dumneata m-ai botezat. Și Spurgeon a zis, e adevărat că dacă te boteza Hristos nu era în șanț. O biserică sănătoasă este o biserică care se ancorează într-o persoană, nu într-un ritual, dragii mei. Amin. În al doilea rând, zice Apostolul Pavel că o biserică sănătoasă ține de mesajul ei. O biserică sănătoasă este o biserică unde Hristos este mesajul acelei biserici. Feriți-vă de povești. E sătulă lumea de povești. Noi români avem predispoziția asta la poveste. De aceea suntem extrem de vulnerabili la bârfă. Și îi numim pe nemți, cum îi numim noi românii? Reci. Că omul cald, apropo, Dani, de ce zici tu că bărbați sunt reci, sunt nemți în versiunea asta. Noi numim cald pe un om care te cheamă de 4 ori la masă și a 5-a oră numai vii. Neamțul zis eu sincer, eu când te chem, eu chiar te chem. Și dacă ești flămând, de ce ai recunoaște numai 5-a oră? Mesajul nostru este Hristos. Cum se poate strica o biserică? E să strică învățătura. Învățătura să strică. De aceea nu puneți la amvon oameni care n-au chemarea de a predica. Nu-i puneți. Amin. Că nu le faceți bine, le faceți rău și lor și nouă. Așa-i, Doamne. Mesajul unei biserici sănătoase e important. Apostolul Pavel zice în capitolul 1, zice el că grecii vor înțelepciune, iudeii cer minuni, dar noi rămânem fideli la ceea ce ne-a zis el. Noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit. De ce îl propovăduim pe Hristos cel răstignit? Pentru că mesajul generează o credință autentică. Adică ce zice Roman 10:17? Și credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Aș putea să vă spun niște povești despre niște mame. Toate surorile ar fi cu batic în ochi. Dar eu vă spun ceva. Bolovan venim, bolovan ne întoarcem. Asta nu ne schimbă. Pe când Evanghelia e puterea lui Dumnezeu, oricât ați fi de nepopulari. Că am observat că cei mai populari predicatori sunt ăștia care nu zic nimic din Biblie. Nu se poartă Biblia. Nu se poartă, nu-i la modă. Trebuie să zicem versuri uscate. Să vă spun niște sondaje, că tot am discutat despre ele. Așa? Am auzit că niște oameni au zis despre Domnul, n-am auzit niciodată pe cineva vorbind ca omul ăsta. Nu, și? La ce v-au ajutat? Că văd că nu v-ați schimbat deloc. Ați auzit aprecierile astea și în biserică. În seara asta, tu ești un mădular sănătos? Ai fi... Dacă Hristos ar fi cel care te adună, nu comite, tu trebuie să te adune, Hristos. Amin. Ascultați-mă și voi, nu vă îndeledniciți foarte tare, nu vă preocupați foarte tare să îmbrăcați surori și să... Că ascultați-mă ce vă spun, că dacă nu îmbracă Hristos pe cineva, n-are cum să îmbrace comitetul. Dacă te-a îmbrăcat Hristos, apoi n-ai nicio problemă. Și ca să le îmbrace Hristos, trebuie propovăduit Hristos, dragii mei. Ca să se teamă de Hristos, că frica de Dumnezeu e legată umbilical, de rușinea de oameni. Știți ce zice un judecător? El așa se autocaracterizează, el zice, eu de Dumnezeu nu mă tem? Și dacă nu te temi de Dumnezeu, n-ai rușine de oameni. Și frață se întreabă tăți, oare nu-i rușine mă să vin așa la biserică? Nu! Ție-ți rușine să te uiți, dar ei nu-i rușine, sau lui. Înțelegeți? Lucrurile sunt mult mai adânci decât ne imaginăm. Asta e vârful icebergului, ceea ce vedem. O biserică sănătoasă este definită în raport cu mesajul ei. Mesajul unei biserici sănătoase este Hristos. Și de aceea Apostolul Pavel zice, noi asta predicăm.
Nu știm să facem altceva. Nu ne îndeletnicim cu altceva. De altfel, am observat că în Fapte, capitolul 4, când ucenicii sunt chemați la Sanhedrin, nu i-au oprit să vindece bolnavi. N-au zis să nu vă mai prind că mai dați vedere cuiva. Nu asta au zis. Și după ce umblem noi ca besmetici astăzi? După minuni. Nu după cuvânt. Cuvânt, zice, dacă mai fi, ori mai e mai complicat să citești, mai bine te uiți la un spectacol. Dar le-a interzis să mai propovăduiască în numele acestui Iisus. Noi cântăm cântare că numele Lui este putere și vindecare. Mesajul. Dar cine îl denaturează mesajul? Piața! Piața! Dacă tot predici Biblia, s-ar putea să te trezești că la momentul în care tu ești pe organigramă, să nu fie oameni la biserică. Le-au interzis să mai propovăduiască în numele acestui Iisus. Terminați odată cu el, o zis. Nu v-am poruncit noi, zice, să nu mai propovăduiți. Și acum, ce faceți? Umpleți. Mesajul este important din pricina faptului că prin el vine credința. Știți, când credința nu-i sănătoasă, noi nu ne putem împotrivi diavolului, numai tari în credință. V-ați întrebat mereu, ca și mine de altfel, oare ce să însemne din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci? Noi zicem așa, cum scrie în Biblie, zice, din pricina înmulțirii fără de legii, așa e, zice, dragostea se va răci. Dar eu am o întrebare. De ce se înmulțește fără de legea? Cum de se înmulțește fără de legea? Cum adică copilul Domnului legat în droguri? Cum adică sfinți prinși în pornografie? Cum adică familii creștine în divorț? Cum adică mă duc să spun, vezi că ești pe buza prăpastiei, acceptă că îți duci tot în hău și nu acceptă? Cum se întâmplă asta? Când credința nu e autentică, ea nu transformă. Ea te face membru, cânți, predici, te rogi, dar n-ai puterea să te împotrivești păcatului. Înțelegeți? Cum se validează credința? Împotriviți-vă lui tari în credință și el va fugi de la voi. Dacă credința, dacă e superficială, că n-a venit pe unde trebuie credința aia, că n-a fost mesajul care trebuie. Cum strici credința unui om? Îi strici mesajul. Și toată ziua îl intoxici că noi suntem ce mâncăm. Nu-i așa? Ce ne tot spun ăștia, că voi toți sunteți aici unde toate rețetele lumii, să știu. Ne spune ce mâncăm, ce să bem, ce... Deci ăștia fac reclamă intensiv la mâncare, până ne fac de 150 de kilograme, după aia fac reclamă la dietă. Că noi suntem ce mâncăm. N-acum în viața fiecăruia nu mă bag, n-ai decât mănâncă ce vrei. Dar când în plan spiritual mănânci mâncare stricată. Când tu dai un click... Că tu ești îndrăgostit de un lider. Zice, eu pe asta, Doamne ferește, zice că e prințul cerului, numai pe el îl ascult. Cum e asta că nevastă ta primește o invitație să accepte o prietenie pe Instagram? Cum e asta? Auzi că nevastă mi-a acceptat prieten. Avem un prieten și noi foarte bun și l-a rugat pe unul din băieții mei să-i facă un cont de Facebook. L-am sunat după o zi, după ce i-a făcut contul. Și i-am zis, Tony, ce faci? Ce să fac? Accept, accept, accept. Trebuie să-și umple lista. Noi suntem ce mâncăm. Vă rog să fiți atenți la o imagine din Exod, capitolul 12. Îi seara pascală. Sângele mielului pascal era pe ușoriușii. Eu treceam prin ținutul Gosen. Mă uitam pe ușă, sânge. Ce știam? Aici, identitatea acestor oameni îi în sânge. Oare ce fac în casă? Deschid, ce faceți? Șoc total. Hrana lor era mielul.
Tu ți-ai pus pe frontonul casei, pe frunte, sângele mielului. Sângele mielului, te întreb, tu ce faci înăuntru? Vezi că dacă ai pus numai pe fronton, s-ar putea să rămâi singur. Tot discutăm cu Marcela când trecem prin țară, prin fața unei biserici, că este pe frontonul bisericii, este foarte mare, e cu fonturi foarte mici sus, biserica creștină, deci eu nu vă să citesc din mașină, și apoi cu fonturi de 30, baptistă. Și iară ceva didisubt. Și tot îi spun lui Marcela, bă, parcă invers ar trebui să fie, mă. Să fie baptistă foarte mic și penticostală, dacă îi. Și biserică să fie mare. Amin. Sau asta să fie realitatea? Așa e realitatea. O biserică sănătoasă este o biserică a cărei mesaj îi Hristos. E plăcerea noastră să-L facem de cunoscut. Când ne ducem pe drum, când vei fi în călătorie, ce zice Deuteronom capitolul 6? Că legea lui Dumnezeu ar trebui să fie în mintea și în inima ta, ca să poți să o întipărești în mintea copilului. Să vorbești despre ea când? Păi vorbește despre ea când vei fi în călătorie, când veniți voi până în țară, vezi ce muzică pui, și mai ales vezi ce semne faci când e unul enervant în trafic. Că-ți pruncii tăi pe bancheta din spate. Dacă faci niște semne obscene, câteva clansoane, flash-uri, dă-te deoparte că vin eu, atunci tu nu-l reprezinți pe el. Marcela are o vorbă când am stat odată într-un peco, am stat vreo 15-20 de minute. Eram împreună, plecam undeva, o codă infernală. Când ajung eu la pompă, iese unul râzând din peco și pune o tablă pe pompă. Schimb de tură. Dar s-a uitat exact în ochii mei cu un râs din ăla, zice, țapă. Mai stai o jumătate de oră. Îmi dau geamul jos să-i zic ceva mai de duh. Și aș fi vrut să-i zic, bă, dar nu era corect să pui tabla aia, să știm că la 7:30 să face schimbul? Marcela îmi zice, taci din gură, că a fi fost la o evanghelizare, unde ai fost tu? Și-ți faci praf mesajul. O biserică sănătoasă este biserica aceea preocupată să-L proclame pe rege. Când mă îmbrac, când umblu pe stradă, când vin la biserică, când predic, când mă duc în trafic, la muncă, peste tot, regele-i ținta. Zice apostolul Pavel, nu vreau, învățătura nu vreau să stăie în vorbirile înduplecătoare. Dar ce? În puterea lui Dumnezeu. Păi Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Haideți să-L propovăduim pe Hristos, dragii mei. Dacă și cum n-ar fi fost de ajuns, zice Pavel, dacă străcați mesajul, oamenii nu mai s-a adunat în jurul lui Hristos și n-are cine să-i țină. Fratele Dorin a citit psalmul 23. Cum se încheie psalmul 23? Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Am o întrebare. Și apoi? Și apoi? În cer. O fi păstorul tău unul mai tare ca moartea, înțelegi de ce e important el? Domnul e păstorul meu și noi spunem, citând versetul ăsta, și nu voi duce lipsă de nimic. Și cum, dumneavoastră, cum îl traduceți? Și te duce acasă? Iată că l-o citi fratele Dorin în seara asta, fără să n-am discutat nimic. Și citești, nu voi duce lipsă de nimic. Ce trece așa prin creasta minții într-o traducere liberă românească? Ce înseamnă asta? Belșug. De tătea. Da, asta zice Biblia? Biblia zice că Domnul este păstorul meu și mi-e suficient. Adică nu ce-mi dai vreau, ci pe dătătorul tuturor darurilor. Adică Iair o zis să facă, nu, Iair o zis, hai tu până la noi acasă. Ați vrea să-L duceți seara asta? Cum ar fi să cinăm cu el, frate Dorin? Ce ar fi asta? Dar ce-i la voi acasă? Iair zice, la noi acasă e moartea. La dumneavoastră ce-i? Aici vedem, dar acasă
acasă ce e? Acasă nu te știe nimeni deocamdată. Dar s-ar putea să aflăm și noi cum vorbiți între voi ca soți. S-ar putea să aflăm... Știi, se întâmplă uneori când te duci într-o familie, zice, adu-mi, te rog, Biblia, să citim un cuvânt și să ne rugăm. Și dă-i în stânga, dă-i în dreapta, cată copiii, cată nevasta, dă-i cățel, purcel, toată lumea cată Biblia. Ce te gândești tu când îi vezi? Că tocmai au lăsat-o din mână? Nu. E un mesaj ciudat pe care îl transmit oamenii. Ați vrea seara asta să-i faceți o invitație, te-am vrea acasă. S-ar putea acasă să fie moartea. Dar ce-mi pasă dacă vine el care e mai tare ca moartea? Toată viața mea locuiesc în casa ta și după aceea cel mai tare ca moartea continuă să vină cu mine. Asta e fantastic. Să știu că nu moartea are ultimul cuvânt, ci învierea și viața. Aleluia! Mesajul. Asta e o biserică sănătoasă, care e preocupată să-L proclame, nu hai la noi, hai să vezi că la noi e grozav la noi. Hai la El. Amin. Nu-i promite nimic, spune-i omului că El e de ajuns. Pavel zice că voi aveți totul de plin în El. Dacă pe deasupra, vorba lui Dani, mi-ai mai dat și casă unde să-mi plec capul, mi-ai dat și belșug cât să duc o viață decentă, tare îți mulțumesc. Dar dacă ni le-ai luat toate, noi te-am alege pe tine. E adevărată afirmația? Aleluia, Doamne ajută-ne. Ar trebui. Asta e o biserică sănătoasă. O biserică sănătoasă nu e o biserică mare, nu e o biserică mică, nu sunt profesioniști, o biserică sănătoasă sunt niște oameni, o mână de oameni îndrăgostiți de El. Amin. Asta a pus în uimire o lume, uitându-se la cei 12. Un singur om plus Dumnezeu e majoritatea absolută în univers. De aceea Ieremia 5:1 zice, cutreierați ulițele Ierusalimului și găsiți-mi un om. Dumnezeu n-a căutat 100 de oameni, nici 1000 de oameni, nici 2000, nici o națiune. Dumnezeu a căutat un om. Fii tu omul acela. Și în final, zice Pavel, o biserică sănătoasă e o biserică unde Hristos este credința bisericii. Pavel a zis, pentru o mișcare religioasă nu-mi dau viața, dar pentru Hristos da. Haideți să nu ne mai batem cu pumnul în piept cu dogmele noastre. Știți ce o zis Pavel? Am să mă laud cu două lucruri. Care să le-a? Slăbiciunile mele și Hristos Domnul meu. Atât. Că dacă astea s-a dus împreună, slăbiciunile când sunt slab, atunci sunt tare. Și Pavel zice, el este creuzetul acesta numit credință, are în centru o persoană. Și cum zice Costache Ioanid în versurile lui? Zice, nu noi suntem calea sfântă, calea care duce în sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. Nu e o formă adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o persoană. Adevărul e Iisus. La ce ai fi dispus să renunți ca să-L ai acasă? Că El scoate niște lucruri care s-ar putea să-ți fie dragi, le-ar scoate afară. Ai fi dispus să le lași din mâini? Amin. Numai să-L ai acasă. Cum e asta? Să nu existe problemă în mijlocul furtunii să fie El acolo, asta e tot ce mă interesează. Nu mă interesează să nu fie furtună, mă interesează în mijlocul furtunii să-L știu acolo și asta e liniștitor. Doamne, nu ce-mi dai Tu îmi dă liniște, ci chiar Tu. Aleluia. Pe Tine te vrem acasă. Aleluia. Vă rog să nu vă încredeți în bogății. Dacă ai, mulțumește-i. Amin. Dacă n-ai, El știe. Știți cum zice, Coșbuc, în dușmancele vis-a-vis de fata bogată și fata săracă, zice Coșbuc în dușmancele, zice să aibă liana, că liana asta era aia bogată, să aibă liana în frunte stea, nu-i partea ei, ci-i partea mea.
Că dacă pui flăcăie așa deodată să aleagă dânșii cum socot o fată, bogata își pupă boi în bot, îmbătrânind cu boi cu tot. Că a fi e mai important decât a avea. A fi este mai... O știu Shakespeare ce o știu, nu-i așa când o zis a fi sau a nu fi. Aș vrea seara asta să ne facem o analiză foarte serioasă. Ați luat în calcul că Dumnezeu scrie o scrisoare. Îngerul lui Bisericii Elim Bruxelles scrie-i. Avem varianta voastră și am varianta mea. Care e soluția care oferă Dumnezeu pentru toate bisericile? Întoarce-te, dar, și pocăiește-te. Cum? Ce ar însemna în contextul mesajului? Doamne, dacă nu de dragul tău și m-am mișcat în jurul unui lider și stilul de cântare și stilul de închinare au fost cele care m-au adunat. Doamne, îmi cer iertare. Aș vrea să fiu legat indispensabil de tine. Este și cântarea aceea care e o priceaznă bisericească, să nu pot, Doamne, să mă las de tine niciodată. Te rog să faci rugăciunea asta, că orice ți-ar da, dacă nu El, ești pierdut. Doi, ce-ar însemna să ne cercetăm? Doamne, ce mesaj ducem noi? Mesajul nostru trebuie să fii Tu, că oamenii de Tine au nevoie. Aleluia. Că Tu ești perfect. Liderii sunt cu minusuri. Niciodată nu m-au durut rănile care mi le-au făcut frații, deși unii m-au rănit grozav, zici că au făcut școală să mă rănească. Dar nu m-au durut rănile lor cât m-au durut rănile pricinuite de descalificările mele. Ca soț, ca tată, ca slujitor, ca om, alea te dor. E cum zice David, mă doare de păcatul meu. Că Tu nu ești un Dumnezeu căreia să-i placă rău. Cei răi nu pot locui lângă Tine. El e mesajul. Vezi că prima zi a săptămânii tocmai se încheie. De mâine vei ieși să-L faci de cunoscut. Vrei să duci un singur mesaj? Iisus Hristos este Domnul. Nu-i fratele Dorin și niciunul din frații slujitori care vremelnic slujesc. Nu, El e Domnul. Îl proclamăm pe El și credința noastră, dragii mei, nu se întemeiază pe înțelepciunea vorbirii unor oameni, ci pe puterea lui Dumnezeu. Știți ce zice Filip famenului etiopian? Că famenul, așa călătorind, îl întreabă pe Filip, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip zice că dacă crezi din toată inima, se poate. Și famenul face o definiție, o afirmație de credință. Zice, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este Hristosul. Atât. Și Filip a zis, no, păi stai așa că trebuie să cunoști câteva versete, nu se poate. Facem catecheză cât? 3 luni. De ce nu 3 zile? 3 luni, apoi dăm examen, ăsta îl pică, îi dăm dictare. Vremea e prea scurtă ca să facem asta. Asta nu înseamnă că e rău să facem catecheză, dragii mei, dar nu-i pot condiționa întoarcerea la Dumnezeu cuiva de asta. Ține de regulament de ordine interioară. Adică este o chestiune care o facem preventiv. Că nici frică nu cumva, dar cu toată prevenția, după ce-i botez, de unii îți pare rău. Că nu l-ai ținut mai mult. Am vrea să facem... Aș vrea să mă rog seara aceasta că eu voi pleca. Mâine dimineață, dacă Dumnezeu ne ajută, ne ducem acasă. Și nu știm dacă ne mai vedem. Aș vrea să, cum zice Pavel, să vă încredințez în mâna bună a Domnului. Aleluia. Cei ce vor rămâne în picioare sunt cei îndrăgostiți de El. Sunt cei ce au predispoziția asta prin nașterea din nou să-L ducă lumii. Și sunt cei care își ancorează credința nu într-o entitate religioasă. Ce diferență m-am gândit între cântările pe care le-a făcut Niculiță Moldoveanu, că el le-a făcut în lanțuri.
Noi le facem în șezlong, astea de la Hillsong încoace. Astea sunt șezlong, stă la ocean, vine muza și apoi stăm cu mâinile întinse noi și zicem, atinge-mă, te simt. Pe cine? Niculiță Moldoveanu a zis, mă încred în el orice s-ar întâmpla. Amin. Pe drumul meu sau în viața mea. Fie ce-o fi, în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzit. Dacă nu ne mai vedem aici, toți cei ce sparte din biserica asta, asta sănătoasă, oricum s-ar numi ea, ăștia vor avea parte de o mare întâlnire. Vom auzi cel mai extraordinar mesaj. Cineva mi-a zis, te-ai îngropat în Nepos, puteai să fii într-o mega biserică. I-am zis, bă, dragul meu, ascultă aici cum zice Domnul, că nu zice rob bun și de succes. Credincios. Rob bun și credincios. Deci mie o să-mi dăie, frate Dorin, cât dumitare la ăștia 1000. Mie o să-mi dăie cât dumitare la 1000. Mări să fie Domnul. Că nu ne răsplătește succesul, numai credincioșia. Amin. Dacă-s bătrâniei ăia, dar parcă-s mai liniștit cu ei, că-s tare pocăiți, credincioși, așa-s de liniștit, să se roagă pentru mine zi noapte. Și asta îmi dă liniște. Deci ne vom întâlni și vom auzi cel mai extraordinar mesaj. Rob bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului. E tot ce mă interesează. Restul sunt chestiuni secundare. Haideți să ne ridicăm, că vreau să rostesc o rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru mare, biserica este a Ta. Amin. Prețul plătit este sângele Tău. Aleluia. Murind, ai făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Aleluia. Suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, de aceea faci apelul acesta la separare. Doamne, vrem să trăim ca în cer pe pământ. Numele Tău, Doamne. Te rog, Doamne, să ne iei în mâna Ta. Amin. Frații vor rămâne aici. Aș vrea să fie o biserică sănătoasă. Amin, Doamne. Te rog, Doamne, naște în ei dragostea aceea de neclintit. Aleluia. Dragoste față de Tine. Mărire-ți. Doamne, pune în ei mesajul acesta sfânt. Iisus Hristos este Domnul. Aleluia. Și Doamne, ancorează-i prin credință în persoana aceasta mai tare ca moartea. Aleluia. Și Doamne, dacă aceasta este ultima noastră zi și apoi va începe veșnicia, ajută-ne să fim. Doamne, cum ne vedem aici? Amen. Am vrea să ne vedem acolo, în împărăția Ta, auzind acest mesaj extraordinar. Rob bun, slugă bună, credincioasă. Doamne, așa aș vrea să fiu eu. Și aș vrea, așa aș vrea să fie frații mei de aici. Amin. Numele Tău să fie slăvit și fie îndurarea Ta peste noi toți, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Amin. Amin. Amin.